Bun regăsit! Prag de primăvară. Am convins-o din nou pe prietena noastră, Carmen Barța. Bună seara, Carmen! Bună seara! Să coboare de pe culmile munților și să ne încânte cu frumoasele melodii culese de acolo de sus, de pe culmi. Pentru început, aș vrea să te las să ne încălzești inima, așa cum primăvara își face simțită deja prezența, cu un cântec. Mi-e dor. E un cântec foarte frumos pe care tu mi-ai spus că l-ai auzit prima dată acolo sus, pe munte. Bună seara, din nou. Da, într-adevăr, și mă bucur că sunt din nou aici în acest studio extraordinar cu un peisaj superb. Într-adevăr, este un cântec de pe munte, auzit la cabane, împreună cu alți prieteni, când ne întâlneam sâmbătă seara sau în alte seri. Și chiar aș vrea să vi-l împărtășesc la începutul emisiunii, pentru că eu zic că se potrivește și cred că o să vă inspire. Este o introducere perfectă. Mulțumesc! Nouă ne-a fost dor de tine, Carmen. De anul trecut ne-am mai văzut de câteva ori mergând la Bușteni. Abia aștept să ne revedem pe culmi. În vara aceasta iarăși avem proiectat traseul inițiatic Peștera Sphinx Omu în luna august și atunci poate avem ocazia să străbatem acel traseu împreună. Dar până la luna august mai avem o întâlnire deosebită cu ocazia Junilor Brașovului din aprilie, 18-19 aprilie. Atunci chiar avem prilejul să ne reîntâlnim și să petrecem așa, într-o atmosferă de tango cafe, în Bușteni,
vom avea câteva obiective pe care le vom vizita și acolo seara din nou ne vei încânta. Este o surpriză pe care o facem de fiecare dată participanților noștri. Ne vei încânta cu melodiile tale deosebite. Acum, apropo de acest dor, știu că tu n-ai avut acest dor de munte dintotdeauna și chiar aș vrea să ne povestești o experiență a ta, cum te-ai vindecat tu, de fapt, de această frică. O frică care, cumva transmisă și păstrată în adâncul sufletului tău, a fost învinsă acolo sus pe munte. Spune-ne tu cum ai trăit acel moment. Da, o să vă povestesc. Întâi și întâi aș vrea să vă spun că melodia aceasta este ca un fel de invitație, că mi-e evident nu mi-este dor de munte, că vin de la munte acum. Am fost chiar în weekend, am fost sus la Coștila pentru 2 zile, am și schiat, m-am și bronzat un pic. Dar e o invitație pentru cei cărora le place muntele foarte mult, dar au uitat sau n-au mai avut timp să mai meargă pe munte și chiar e timpul să iasă din case și să meargă în aer liber, în natură, chiar dacă se umple Valea Prahovei de mașini, nu contează. Să iasă lumea din case, din asfaltul acesta al orașelor mari și să vină în natură, pentru că este ceea ce ne vindecă sufletul, este ceea ce ne readuce la ceea ce suntem noi cu adevărat. Probabil din cauza aceasta oamenii sunt atât de disperați în orașele mari ca să iasă din casă. Nu înțeleg probabil care e motivul, dar pe undeva prin subconștient li se dictează: ieșiți în natură, ieșiți din case. Și e foarte bine. Păi de asta... Vine primăvara, vine vara, trebuie să ieșim cât mai mult din case. Tocmai de aceea eu vreau să punctăm și să prezentăm telespectatorilor noștri în ce constă de fapt magia muntelui. Da. Să începem cu acel moment al tău de vindecare. Da, să continuăm să ideea. Da. Aveam vreo 19 ani și eu am fost influențată foarte mult negativ din cauza unui eveniment mai tragic din familia mea, în care o verișoară bună de-a mea a murit pe munte și eu abia ieșind din adolescență, din copilărie, mă rog, neavând alte modele în casă după care să mă iau să mergem în natură mai mult, să nu fie frică, am rămas cu concepția că dacă mergi pe munte, pici și mori. Ei, într-o bună zi, în casă, fiind, m-am mușcat o albină de mână și am intrat în șoc anafilactic. După ce m-am trezit din șoc, am realizat, ia uite măi, deci, o revelație, mor în casă și nu merg pe munte. Și a doua săptămână m-a dus sora mea până în Diham, care e o cabană la poale, deci nu era nimic periculos. Și mi-am dat seama cât de frumos este și cât de multe pierd stând acasă. Da, deci ai conștientizat că de muri poți să mori oricum. Exact, și oriunde. Exact. Și de atunci nu mi-a mai fost frică de munte și chiar am început să merg foarte mult singură. Pentru că, bine, și în grupuri este frumos, dar probabil că n-am nimerit-o niște grupuri extraordinare. Și am început să merg singură și în Piatra Craiului, și în Bucegi. Și probabil chiar a fost o chemare a sufletului să merg singură, deși nu e indicat. Nu-i indic da. Pentru că astfel am reușit să simt muntele mult, mult mai puternic decât dacă aș fi fost cu altcineva care m-ar fi distras prin discuții, prin eu știu ce alte chestii și n-aș mai fi simțit energia muntelui, probabil, atât de pregnant cum o simți atunci când ești singur și simți totul în jurul tău. Da. Și simți cum urcând pe munte, practic prin transpirație, prin efortul pe care îl depuni, iese toată răutatea, tot ce ne afectează. E ca o cură de dezintoxicare. Exact, ca o detoxifiere, da, să-i zicem exact. Așa. Și când ajungi în vârful muntelui și vezi că totul e atât de frumos, mai ales când ajungi seara în prag de apus, vezi apusul acela superb,
simți că trăiești într-adevăr, ești în moment. Și asta este de fapt, noi trebuie să ne regăsim momentul. Pentru că noi trăim în trecut sau în viitor, dar prezentul rămâne undeva indecis. Nu prea știe nimeni ce face în prezent. Prezentul cam trece uneori pe lângă unii dintre exact. Noi, uitându-ne în stânga, în dreapta, suntem distrași și uităm să ne bucurăm de aceste exact. Minunății care exact. Le trăim clipă de clipă. Exact. Bine, s-a mai vehiculat în ultimii ani ideea de accidente pe munte, chiar s-a insistat și uneori s-a și exagerat de foarte multe ori ca să... impregneze în mentalul oamenilor un fel de idee greșită cum că ar fi periculos să mergi pe munte. Nu este deloc. Și chiar am observat că nu mai e atât de multă lume așa cum era înainte. Nu mai e atât de multă lume care merge pe munte. Bine, oarecum decât să vină oameni care să nu respecte muntele, să-l murdărească fizic și psihic prin eu știu ce idei sau comportamente exact care nu corespund, mai bine stau acasă și se educă și după aceea merg pe munte, pentru că muntele este o conștiință, este și trebuie să respecti. Deci muntele chiar am pățit-o de câteva ori când plecam la drum să simt în interiorul meu, pentru că eu așa mă manifest, deci eu simt în interiorul meu, mi se spune undeva, fă ceva sau nu fă ceva, cum ar veni. Mă inspiră ceva din interior, probabil, și eu mi-ascult vocea întotdeauna, știți cum e? Cum să era, spunem chiar, o intuiție, dar mai mult de atât. În Legendele toamnei, țin minte, a fost un film prin 90 și ceva, un indian spunea la un moment dat că există oameni care își ascultă vocea interioară. Acești oameni ori nebunesc, ori devin legende. Și într-adevăr, dacă știi să-ți asculți vocea interioară, atunci poți ajunge foarte departe. Nu neapărat în sensul de poziție vedetă, de poziție socială, cum e vehiculat acum. Nu neapărat, ci poți să evoluezi. În asta sensul de evoluție. Da. Și simțeam în sensul acesta, simțeam în interiorul meu că nu trebuie să mă duc în ziua respectivă. Dar eu, fiind din Brașov atunci, lucrând foarte mult și fiind foarte stresată, când venea sâmbătă, trebuia să plec, deci nu suportam să stau acasă, ori în Piatra Craiului, ori în Bucegi, și câteodată simțeam că vocea aceea interioară spunea să nu mă duc, dar eu o ignoram și mă ceam în continuare. E, se întâmpla ceva, ori venea o furtună foarte puternică, ori îmi scrânteam un picior, ori nu găseam ceea ce vroiam la cabana respectivă. Sau nu te simțeai bine. Exact, exact. Și am învățat în timp să-mi ascult vocea interioară și atunci aveam numai experiențe extraordinare sus pe munte. Uite, vezi, asta admir eu la tine, pentru că știi să îmbini acest respect al muntelui cu admirația față de el. Prin emisiunile pe care le realizez, transmit foarte multe mesaje în acest sens, oarecum educative, pentru cei mai puțin avizați sau cei care n-au avut de unde să se informeze, vis-a-vis de anumite norme elementare de respectat pe munte. Așa cum ai punctat prima dată tu, pe munte nu este recomandat să mergi singur, tocmai pentru că pot apare evenimente neprevăzute și este bine să ai măcar un tovarăș de drum, da, care să poată să anunțe în caz de pericol și pe alții să vină exact. Să te salveze și așa mai departe. Pe de altă parte, ție ți este mult mai ușor dacă te afli într-un impas, depinde și de dificultatea traseului, să fie o mână care să-ți întindă ajutorul, da, să te poți prinde de el. În al doilea rând, aș vrea să vorbim și despre importanța echipamentului, că pentru că pe munte nu se merge în Adidas și nici în Teneș, pentru că, în primul rând, e vorba de siguranța ta, e vorba și de respectul față de munte, dar și de respectul față de participanții pe acel traseu. De ce? Pentru că mi s-a întâmplat să fiu pusă într-o astfel de situație, când, datorită echipamentului neadecvat al unei participante, risca să tragă în prăpastie după ei pe ceilalți doi care îi săriseră în ajutor. Da? E,
Deci iată că pe lângă propria viață o mai pui și pe altuia în pericol. Exact. Pentru că nu te lasă sufletul și nu o să-l vezi pe ăla că a luat-o de-a dura și tu să rămâi impasibil și să zici așa îi trebuie. Că nu despre asta este vorba, nu este vorba de o, să zic, răzbunare sau o satisfacție că pățește cel care nu te-a ascultat ceva. Da? E, pe de altă parte, este vorba de un anumit comportament, comportament care vine din educația ta. În primul rând ar trebui să vină din acei 7 ani de acasă. Dacă nu vin de acolo, măcar din respectul față de oamenii din jurul tău, la munte, nu ai comportament agitat, zgomotele sunt la o limită acceptabilă și uneori chiar prin pădure este recomandat din când în când să mai tragi un fluierat ușor, exact, pentru a face simțită prezența pentru animalele sălbatice, da? Exact, pentru că nici ele nu sunt încântate să dea nas în nas cu tine. Dacă îmi permiți, eu cânt. A, e perfect, aduce armonie și natură. Încânt, s-ar putea să-i placă ursului, vezi. Dar știu că ai avut un episod extraordinar vis-a-vis de acest comportament al tău și un mod plăcut de a străbate munții. Știu că ai făcut adesea un traseu de la Omu pe Valea Cerbului, iar într-una din incursiunile tale ai avut o experiență inedită, aceea cu cerbul. Chiar o să te las pe tine să o povestești. Da, tocmai spuneam în cântec de cerbi. Da, păi am coborât într-o zi de la vârful Omu și undeva spre pădure, în partea dreaptă, e o stână părăsită și acolo am văzut un cerb extraordinar. N-am mai văzut așa ceva în viața mea. Atât de impozant, atât de frumos și cu niște coarne imense. Nu l-am mai văzut de atunci. Mai săracul, nu știu, sper să nu fi sfârșit, Doamne ferește, nici nu vreau să mă gândesc la vânător și așa mai departe. Dar mie mi s-a părut ca un simbol, pentru că munții Bucești priviți din sud, dacă stăm să ne uităm, deci cu trunchiul în partea dinspre Sinaia și Babele și cu capul înspre Omu, arată ca un cerb. Cât de frumos! Da, arată ca un cerb. Deci dacă vă uitați pe hartă, așa arată. Deci cu coarnele înspre Țigănești, înspre Scara, înspre... deci e o imagine extraordinară. Da, și mi-a rămas în cap imaginea cerbului acela și l-am tot căutat, dar nu l-am mai văzut. Am mai văzut niște căprioare, în schimb, din loc în loc. Dar cu ursul și cu lupul te-ai întâlnit în Bucegi? Cu ursul, niște puiuți. Bine, la Coștila, unde am lucrat, veneau aproape zilnic noaptea, veneau ca să mănânce. Ce să faci? Era habitatul lor. Da, noi eram la etaj, ne uitam frumos, ce frumos sunt, dar n-aveam curajul să ies afară. În schimb, cu lupii am avut o experiență stranie într-o iarnă, în sensul că era o haită, am înțeles, venea de la peștera. Și când urcam la Coștila, tot vedeam urme de lupi. Deci veneau de la peștera și se duceau spre Coștila. Nu i-am întâlnit niciodată, dar am rămas întotdeauna cu senzația, dacă mă întâlnesc cu ei, dar n-am avut niciodată frică de lupi, chiar nu mi-a fost frică niciodată. Lupii îi percep ca niște spirite care ne ajută, în niciun caz nu ne omoară sau sunt altfel. Agresive. Sunt percepuți în civilizația din vest că ar fi niște spirite malefice sau... Să nu uităm că străbunii noștri aveau steagul, capul de lup și înțelepciunea lupului, exact. A urmat acest popor și daoii, exact. De fapt lupii și înseamnă. Discutam chiar înainte de emisiune, da. Despre Sfântul Andrei ca fiind apostolul lupilor, da? Da. Și a se înțelege că e vorba de acești străbunei noștri, da. Extraordinari. Dar, uite, mi-ai dat o idee, chiar o să văd pe hartă, chiar o să vreau să văd harta Bucegilor și nu e întâmplătoare această imagine creionată pe hartă, pentru că dacă spui capul este spre Omu,
Știm foarte bine că Vârful Omu și în zona apropiată cu Vârful Ocolit și locul acela deosebit de acasă pe care o debea aștept să-l revăd în august, acolo sunt niște câmpuri informaționale foarte puternice. Deci în zona capului cerbului, așa cum ai descris tu mai devreme. Revenind un pic la respectul față de munte, este bine de știut că în afara echipamentului, deci o încălțăminte adecvată, important este și modul în care te hidratezi pe munte, pentru că unii confundă berea pe căldură cu apa. Și din păcate, după ce consumă licorile respective, aruncă peturile în vale. Deci nici comportamentul după consumarea, oricum trebuie să specificăm faptul că alcoolul ți-o creează o stare euforică, ai senzația că ești viteaz, că ai puteri. Este o falsă impresie, este o iluzie, pentru că acel alcool îți șubrezește rezistența fizică, nu mai ai echilibru, nu mai ai capacitatea de a lua decizii prompt, rapid, mai ales pe munte, unde trebuie să fii permanent conștient. Știm foarte bine că pe munte mai dificile, știm foarte bine că la munte vremea se schimbă de la un minut la altul. Am asistat și în anii trecuți, fiind în iunie am făcut acest traseu, am plecat pe soare, am ajuns pe ceață la Omu, iar pe valea obârșiei Ialomiței deja ne-a prins o măzăriche, pur și simplu în iunie, ploaie cu măzăriche până jos în peștera. Deci întotdeauna pe munte trebuie să fii echipat și cu o geacă impermeabilă, cu pantalon obligatoriu, iarăși și flexibil, că în caz că flexibil. Se strică vremea într-o parte a muntelui, că poate în partea cealaltă nu se strică vremea. Exact. Și atunci ne gândim, dacă nu putem să coborâm pe acolo, coborâm pe altă parte. Da, iarăși trebuie indic persoanelor care știu că au probleme cu articulațiile, cu picioare în special, să-și cumpere, să-și achiziționeze acele bețe de drumeție. Eu una chiar mi-am luat și simt diferența, să știi, pentru că spre ea din greutatea corpului un anumit procentaj din greutate este preluat, dar depinde și de sol. Da, când e un traseu ușor, merge foarte bine, dar când e un traseu pe care trebuie să te cațeri și cu mâinile, e mai dificil, că nu prea ai ce să mai faci cu ele decât să le pui eventual pe rucsac. Da, aici vorbim deja la nivel de semiprofesioniști. Trasele pe care le organizez eu sunt unele legere. Nu, că nici eu nu sunt genul. Chiar vreau să spun că în ultimii ani s-a schimbat foarte mult percepția de pe munte și pe rețele de socializare. Sunt tot felul de oameni pe care îi admir foarte mult. Merg foarte mult pe munte, merg prin alți munți, poate din alte țări. Și, cum să vă zic, într-un fel, faptul de a merge pe munte, de a simți muntele, chiar și în Bucești dacă mergi, sau în Piatra Craiului, sau pe Piatra Mare sau undeva, nu contează, important este să ieși în natură. Nu mai e atât de important cât este palmaresul. Și eu simt că se desacralizează oarecum mersul pe munte și ieșitul în natură, în sensul că pare a nu mai fi important. Decât dacă te duci, eu știu, pe ce munți, ai nu știu ce echipament, faci nu știu ce trasee extrem de dificile, iarna, îți pui în pericol viața, mie nu mi se pare în regulă. Bine, sunt oameni extraordinari care fac acest lucru, dar sunt și alți oameni care simt muntele, într-adevăr, dar care sunt modești, declasați, cum ar veni, sunt surclasați din cauza că, vezi, Doamne, nu fac trasee, eu nu știu, chiar mă întreba nu știu cine acum câteva zile că pe unde m-am mai dus, că am cam șomat.
Aș vrea să... Eu sunt în Bușteni, sunt la poalele muntelui, mă hrănesc cu energia muntelui non-stop acolo. Și într-adevăr, sunt mulți oameni din Bușteni care nu mai urcă pe munte pentru că nu mai simt nevoia. Ei, Carmen, pentru aș vrea să te las un pic, hrănesc. Știu că ești foarte greu de oprit, aș vrea să te las să continui după o scurtă pauză. Revenim alături de Carmen Barța, zisă Ciocolată, zisă Silva, toată lumea te știe sub toate formele, cele trei. Așa? Da, chiar, uite, ai atât de multe nume. Prietenii noștri care străbat muntele au ocazia acum să audă un cântec dedicat drumeților. Și o să te las pe tine să-l interpretezi, să ne spui cine a compus acest cântec. Cântecul Drumețule este compus de Cătălin Manoliu, un fost meteorolog de la Babele, de la Omu, a lucrat și la Baba Mare. Așa? Râd pentru că îi se mai spune și Moșu. A lucrat la Baba Mare, la un canton acolo, sus pe munte lângă Babele. Și are o pasiune acum, pentru... Da, el este un pădurar vestit, uh-huh. A lucrat și în Făgăraș. Acum e la pensie, să zicem așa, dar e un spirit veșnic tânăr, născut pe 1 iunie. Oh, bravo! Deci e un copil veșnic. Și m-a inspirat foarte, foarte, foarte mult, mai ales când lucra la Vârful Omu, ca meteorolog, când umblam foarte mult acolo. Și m-a învățat un cântec pe care l-a compus el, mai ales versurile. Și pe care ar vrea să vi-l împărtășesc și care ar fi oarecum cum ar trebui să ne simțim noi când mergem pe munte. Să lăsăm totul în urmă și să simțim muntele așa cum este el. Să-i simplu simțim și frumos. Magia lui. Exact, să-i simțim magia. Drumețule a ajuns la poala pădurii, alungă-ți necazul și patima urii. Învață să prinzi din legile firii scânteia divină în virtutea iubirii. Sub ursa mare surpa de bureți ne-ajuns de om, ne-atins de bătrân, bătrân în imperiul său, bradul bărbos străjuiește mereu. Mie inima în munții largile zări, în munți după cerbi pe-nalte cărări, după cerbi, după ciute, pe colțuri de stei, mie inima-n inima munților mei. Sub bursa mare surpă de bureți ne-ajuns de om, ne-atins de reț, bătrân, bătrân în imperiu. Extraordinar cântec. De-abia aștept să se încălzească afară și să pornim din nou pe cărările muntelui. Vorbeam mai devreme despre cum ar trebui să călătorim noi, să străbatem potecile munților, dincolo de ambiția pe care vrem să ne o afișăm, știi? Nu în foamea de senzațional sau vai de ce am fost eu în stare să fac. Iată că muntele trebuie străbătut cu acel sentiment de dragoste față de tot. Momentul în care ai în suflet acea iubire nețărmurită față de tot ceea ce este creat, este imposibil să nu-i percepi și glasul, să simți ecoul acelui munte.
Știu că ai mai avut o experiență extraordinară venind odată de pe munte. Acel episod extraordinar când un bătrân cu barba albă ți s-a arătat. Aș vrea, te rog, să ni-l împărtășești și nouă. Da, chiar acum câteva zile după ce am urmărit tot emisiunea de atac cu Mihaela Palade, de care mă simt foarte legată, fiind una dintre persoanele care m-au inițiat, aș putea spune, în lumea aceasta spiritualului, prin blogul ei, mai ales prin blogul ei, și asta acum an bun, vreo 7-8 ani chiar, dar m-a influențat foarte mult și spunea la un moment dat că i s-a arătat chiar Zalmoxis și ar fi îndrumat-o să facă anumite treburi, să spună anumite chestii. Și atunci am avut o revelație, mi-am adus aminte că prima dată când am venit în Bucegi și am urcat pe munte, pe Valea Jepilor, care e un traseu destul de periculos dacă stai să te gândești, după ce am urcat pe munte și m-am întors a doua zi, m-am dus în gară, evident, ca să iau trenul să plec acasă în Brașov. Și pe peron am văzut un moș, să zic așa, îmbrăcat într-o robă albă, cu un toiag în mână, cu barbă albă și părul alb și cu o privire pătrunzătoare, parcă era o statuie. Deci, efectiv, parcă era o statuie. Și mă uitam, nu știam cine e, am crezut că e vreun cult în zonă unde au oameni astfel îmbrăcați. Da, credeam că pentru probabil că era vreun eveniment sau vreo manifestare. Exact. Noi atunci, prin 90 și ceva, încă nu știam aproape nimic despre daci, despre Zalmoxis. De-abia se vorbea. Exact. Despre... Ne readuceam aminte exact. Cu greu de istoria veche a României. Da. Și fiind și prima oară pe munte, încă nu reușisem să creez o conexiune chiar din prima. Adică am creat, dar nu conștient. Și nu știam cine a fost. Ei, din ziua aceea nu l-am mai întâlnit și ulterior am tot venit în Bușteni cu gândul poate să mai întâlnesc chiar omul acela. Mi s-a părut pitoresc chiar, dar și ciudat în același timp, pentru că a fost... Până când am văzut pe net, an după, niște poze cu Zalmoxis în care arăta la fel un moș îmbrăcat aproape identic cu ce am văzut eu în gară. Deci am rămas, nu știu, nu pot să confirm clar că a fost Zalmoxis sau a fost așa, dar mi s-a părut ceva foarte stranie. Exact, ceva a vibrat și e posibil să fi văzut sau să-mi fi dat un bun venit în munte, mă gândesc, pentru că se zice că se lășluiește în interiorul munților. Cum ar veni. Da, în interiorul munților, chiar și Bucesc sau în Ceahlău sau în Retezat, fiind legate de coridoare, sălășluiește o rasă al cărui conducător ar fi chiar Zalmoxis și el este cel care ne conduce din umbră și ne îndrumă. Tocmai din acest motiv, probabil, munții sunt, cum am spus și înainte, sunt o sursă de inspirație atât de profundă, pentru că de acolo ne vin ideile cele mai multe. Asta spuneam, când mergeam singură și mă opream într-o poeniță sau vedeam un peisaj superb, îmi veneau tot felul de idei, ca un fel de download, de informații. Și mereu tot felul de idei pe care le transpuneam pe hârtie sau nu le transpuneam, le uitam sau făceam niște conexiuni după. Dar chiar am observat că este un mediu, probabil că ne și relaxăm foarte mult, ne conectăm cu natura foarte mult. Și tocmai asta vreau să spun, că în orașe, fiind betonul foarte gros, creează un strat de izolare. Ne izolează de energiile care ar trebui să vină din pământ. Direct din pământ. Să ne îndrume și să ne ajute să avem o viață frumoasă, să ne energizeze. Și oamenii sunt fără energie, practic. Sunt da, de aceea, de câte ori vii de la munte, simți această reîmprospătare a energiilor și a întregului tău corp, te simți mult mai bine. De asemenea, se știe foarte bine că pe munte întâlnești frecvent aceste
deschidere, aceste portaluri către alte lumi, ți este mult mai ușor să rezonezi cu dimensiunile interioare, atât ale planetei, cât și interioare ale ființei tale, aducându-ți aminte mai ușor de cine ești cu adevărat. Și de asta și eu petrec foarte mult timp pe munte și îmi doresc ca să aduc în mijlocul naturii cât mai mulți oameni, pentru că este un factor care te ajută, îți dă din puterea lui, îți oferă posibilitatea să te descătușezi de toate aceste limitări impuse atât de societate cât și de tine, ți este mult mai ușor să te regăsești. E, și uite, apropo de regăsire, acest bătrân extraordinar, l-am întâlnit trăind în interiorul meu anumite, în timpul unor meditații, chiar acolo sus, la Blidaru, în zona cetăților dacice, la Costești, la Sarmi Secetusa, și nu sunt singura care în momentul în care stăteam în starea respectivă de meditație, li se arăta acest bătrân. Personal rezonez foarte bine cu el. Am intuit că este vorba de Zalmoxe și toți, deși exact cum și tu nu îndrăznești să spui mai chiar el o fi fost, iată că de acolo ei își fac simțită prezența, deci nu este doar o iluzie. Este cât se poate de real această dimensiune. Important este să vrei tu să o vezi și să o percepi. Pentru că noi suntem firi multidimensionale și astfel suntem mult mai complexi decât am fost învățați la anatomie, da? Doar un trup fizic și atât. Fiind atât de complex și reușești să-ți dai seama de capacitățile pe care le ai tocmai în astfel de zone, pe munte. Știi? Și apar oameni care vin să-ți confirme, așa cum ai amintit de Mihaela Palade. O să o invit din nou într-una din emisiuni cât mai curând, pentru că sunt foarte mulți telespectatori care mi-au solicitat o reîntâlnire cât mai urgentă cu Mihaela Palade. Și atunci... Chiar aș vrea și eu să o întâlnesc personal. Da, este deosebită. Chiar s-a simțit vibrația ei și dincolo, pe calea undelor. Da, și eu am simțit foarte puternic. Într-adevăr, meditația pe care a făcut-o și acea inițiere zalmoxiană la care am asistat a fost deosebită. Dacă îmi permiți, chiar mi-am amintit acum câteva zile în legătură cu emisiunea ta de un cântec pe care l-am compus de mult, tot la Coștila, tot sus pe munte, dar pe care nu l-am cântat niciodată și nu cred că aveam curajul să-l cânt astăzi, dar dacă tot veni vorba, acum chiar sunt îndrumată să-l cânt. Te rog! Oarecum inspirat și de legendele din Bucegi. Da, oamenii s-au obișnuit că emisiunea pe care o realizez este una spontană, neregizată și automat toată informația este transmisă în mod direct. Da. Prin păduri și munți de urca vei ajunge ea la ai tăi. Lasă tot în urmă, nu uita, tu ești raza lumii văpăi. Cine oare știe, cine oare ajunsul sunt? Cine oare vine, e lumina ascunsă între stânci. Vor veni și dacii noștri buni, zânele din voi adânci. Urși bruni și lupii cei cărunți, paznici șoimii cei străbuni. Iar la sfinți de ajungi într-o zi, închide ochii vraja s-o simți. Ochii lumini, ochi de copii, inima deschide-o pe vechi. Cine oare știe, cine oare ajunsul sunt? Cine oare
cei căruți, pasnișoi mici cei străbuni. Ai fost foarte inspirată. Uite cum nimic nu e întâmplător, vezi? Da. Se aranjează lucrurile de la sine. Într-adevăr, munții sunt adevărate porți către dimensiunile noastre interioare, dar și purtători ai amprentei energetice lăsate de străbunii noștri. Știm că pe culme există acei megaliți extraordinari. Megaliți care stai să te întrebi cum au fost prelucrați, cu ce tehnologie, străbătând traseul Sphinx către omul, ai văzut câte chipuri au acele pietre imense. Da. Chiar vreau să spun că atunci când merg pe platou, am impresia că merg alături de zei, alături de spiritele acestui pământ. E o senzație extraordinară și sunt mulți oameni care chiar dacă au venit cu telecabina, deci nu simt totuși prin efort, nu simt muntele chiar atât de pregnant, totuși sunt impresionați. Nu este, cum să zic, un peisaj extraordinar ca în Alpi sau în Himalaya, sau, dar totuși probabil energia aceea e beatifică, îi schimbă foarte mult și probabil la un nivel subliminal chiar îi inițiază. Sunt mulți care au venit la Sphinx, la omul, și probabil că au primit o sămânță de energie care la momentul la care va trebui să ne trezim cu toții va avea un rol foarte important, pentru că sunt foarte mulți oameni care au venit în acele locuri și sigur există un rost în treaba aceasta. Da, în locurile astea primește acea scânteie. Exact. Scânteie care se aprinde mai devreme sau mai târziu și primește această scânteie chiar dacă ești conștient sau nu. Astfel exact. Se explică această stare de bine. Știi că te întorci de acolo încărcat chiar dacă ești cunoscător, chiar dacă ești inițiat sau nu, chiar dacă te interesează dezvoltarea personală sau nu, nimic nu este întâmplător. Exact, toate evenimentele din viața noastră se întâmplă într-o cronologie dinainte stabilită. Și dacă ți este dat să ajungi într-un loc și simți chemarea lui, fă-o atunci când simți, exact. Nu amâna. Exact. Pentru că toți avem experiențe de viață în care câte ori ai stat și ai analizat și ai gândit nu acum, lasă că merg altă dată, iar acea altă dată s-ar putea să nu mai vină, să nu mai existe acea șansă. Sau nu la aceeași intensitate. Sau nu la aceeași intensitate, pentru că există un moment pentru fiecare conștientizare în parte. Și de fapt, prin această conștientizare ar trebui să înțelegem că este vorba de o reamintire a ceea ce suntem. Chiar în dimineața aceasta, exact înainte de a mă trezi, am primit acest mesaj. Țineți minte, pe discul solar, omul se transformă în zeu. Nu întâmplător, pentru că nimic nu e întâmplător, chiar și aseară discutam și cu Mihaela Palade. Poate din vibrația ei s-a transmis și peste noapte am rămas în acea atmosferă. Oricum, de la ultima emisiune până acum sesizez inclusiv în viața mea, în structura mea, anumite transformări. Capeți o claritate extraordinară, ceea ce noi numim inițieri. A se înțelege că nu presupune un ritual foarte sofisticat și chiar am demonstrat în emisiunea cu Mihaela ce înseamnă de fapt o inițiere și inițierea poate fi făcută în mai multe, pe mai multe căi, poate veni pe mai multe căi. Poți să te inițiezi, că înțelegi prin inițiere că iei cunoștință de anumite noțiuni și te familiarizezi cu anumite concepte printr-o carte, printr-o emisiune, printr-o discuție pur și simplu cu anumiți oameni. Sau există această inițiere de care tot vorbesc și care se întâmplă în mod spontan în momentul în care pătrunzi în aceste zone încărcate energetic, în vibrația respectivă, intrând în contact cu vibrația propriului corp, câmpurile, în momentul respectiv se creează acea simbioză, se creează acea unitate în care îți dai seama că faci parte dintr-un tot. Exact. Tocmai asta vreau să spun,
după cum se știe foarte bine, că românul e frate cu codru. Doare noi, vorbele noi, astea au rămas așa, noi ne-am tramvai aruncate? Nu, este clar că nu. Din păcate ne-am mutat în orașe mari, ne-am rupt de energia locului de unde ne-am născut, sau părinții noștri s-au născut și suntem undeva în aer, deși suntem mult mai aproape de munții noștri decât, să zicem, cei care au plecat în America sau în alte țări și care se simt atât de dezrădăcinați. Și spun asta pentru că am fost și eu, după cum am mai zis și în emisiunea trecută, am fost pe vapor de croazieră, am lucrat și era extraordinar, totul era nou, totul era frumos, dar după o perioadă m-a apucat un dor atât de groaznic, de energia asta, de țara de noastră, că de pământ, exact, și de munți, pentru că începusem înainte să plec pe vas, să merg pe munte și probabil că m-am îmbolnăvit literalmente de energia lui. Și pur și simplu nu reușeam să abia reușeam să-mi termin un contract, după care veneam acasă o perioadă, iar plecam, pentru că și eram în perioada în care descopeream lumea și era nevoie și de acest plecat, cum ar veni, ca să pot să învăț foarte multe. Da, unii dintre noi conștientizează cine sunt în momentul în care stau mai departe de însă și sursa chiar binelui, știi? Chiar și Zamolxis a fost plecat în lume ca să cunoască lumea și după aceea să se întoarcă și să împărtășească. Ca să poți integrezi acel universal în național și în același timp să-ți dai seama că toți suntem unul. Aș vrea să discutăm despre experiența ta și după o scurtă pauză. Revenim și începusem să discutăm despre experiența ta pe mare. Aș vrea să te rog să ne spui cum ai simțit tu acea perioadă în care erai în mijlocul mării. Ce influență a avut marea asupra ta? Eu am perceput-o ca un fel de forță care m-a ajutat să-mi descoper feminitatea. Partea feminină. Partea feminină din mine, da. A fost o perioadă extraordinară și chiar mă simt și acum când merg la mare. Simt că revin la ceea ce sunt eu prin naștere, cum ar veni. Și spun asta pentru că pe munte, în schimb, am dezvoltat partea cealaltă. Partea masculină. Partea masculină care m-a ajutat să merg mai departe, să iau inițiative. Pentru că noi în spiritul nostru, noi în corpul nostru, cum a venit ca spirite, suntem și feminini și masculini. Că ne-am născut ca femeie sau ca bărbat este o întâmplare, poate, sau nu, dar ideea este că noi ne-am născut aici ca să integrăm cele două energii și să le echilibrăm, exact. Doar atunci vom fi puternici și doar atunci vom fi compleți. Altfel, suntem în derivă, suntem ori prea masculinizați, ori prea efeminați, cum ar veni. Ceea ce nu este bine, ceea ce nu este bine pentru că depindem întotdeauna de celălalt care ne oferă partea care ne este nouă lipsă. Pe când noi trebuie să integrăm cele două și astfel am descoperit prin mare și prin munte, fiind cei doi factori care m-au ajutat să mă integrez, să-mi integreze energiile, am descoperit treaba aceasta. Nu am știut-o, dar pur și simplu instinctiv a fost. Am remarcat și eu acest aspect al energiilor feminine. Chiar tot în august avem, de obicei vara, mergem și în zona Dobrogei, zona mării, și cu siguranță în momentul în care Fecioara Maria a fost denumită și protectoarea marinarilor a mării, da? Iată că într-un fel lucrurile se leagă. Dacă stai bine să analizezi, de fapt, marea este dătătoare de viață. Da? Fără apă n-am putea trăi. Este cea creatoare. Da? Energiile feminine ale apei îți creează posibilitatea să te dezvolți, să materializezi, că practic se și spune că de câte ori îți dorești un anumit lucru și chiar și în biserică se spune lucrul ăsta, că mijlocitoare între om și
Dumnezeu este Fecioara Maria, da? Cea dătătoare de viață. Practic, prin feminin devii creator sau, mai bine spus, co-creator. Este important și uite, atunci când o să mergem în Dobrogea în august, o să trecem și la un complex rupestru din Bulgarie, o să trecem granița un pic, o să avem ocazia să ne și scăldăm la malul mării, adică o să fie extraordinar și ai ocazia să îmbindui atât energiile feminine, iar apoi le combin cu cele masculine făcând acest traseu inițiatic Peștera Sfinx-Som. Deși spun mereu, în momentul în care programăm deplasările și o facem cu aproape jumătate de an înainte, da, de a veni acel moment al deplasării, observ că există o logică care o depășește pe a mea. În momentul ăla nu-mi dau seama exact de ce trebuie să fac așa sau de ce mă gândesc să proiectez întâi o deplasare la mare, una la munte sau... Deci nu am raționamente și analize de genul ăsta logice, ci pur și simplu inspiraționale, pot să spun. Apropo, asta este de sursa. Energiile feminine și la Șinca Veche mi s-a părut exact, că acolo mi s-a părut un sanctuar extraordinar care mi se pare foarte, foarte apropiat cu ce am văzut în Anglia. Da? Deci se apropie foarte mult, deci ca energie, ca și concepție, cum e făcut totul acolo și înăuntru, în peștera aceea, cu ieșirea, cu deschiderea vestită, da. Pur și simplu am avut impresia că sunt într-un templu celt acolo. Este precreștin, precreștin ca și exact. Civilizația este mult mai veche decât am putea noi estima. Așa am simțit din totdeauna vibrația și informația din acel loc. Iar locuri în care există această deschidere către cer, mai avem și la cazanele Dunării, în Grota Veterani. Am descoperit tot așa o aceeași deschidere, un ochi deschis către cer prin care pătrunde raza soarelui într-un anumit moment, luminează o zonă care este încercuită ca fiind zona altar. Acea grotă se numește și Grota lui Zalmolțe, că se spune că pe acolo a trecut însuși zeul. Iarăși deschideri și complexe rupestre care au această deschidere către cer precreștine, trebuie să precizăm lucrul ăsta. Aflăm și la Nămăiești, ulterior a fost transformat în biserică complexul rupestru respectiv. Iată că modelul arhitectural al bisericilor actuale este de fapt inspirat din precreștinism. La începuturi se ținea cont mai mult decât acum de acest echilibru și această geometrie sacră a construcțiilor, de deschiderile care se fac, orientarea altarelor. Deci sunt foarte multe elemente care creștinii apoi le-au preluat și bine au făcut că au fost orientate așa. Ei, iată că fiind în preajma mărțișorului, în prag de primăvară și tocmai Dragobete. Am trecut de minunatul Dragobete, sărbătoarea tradițională a românilor, eu întotdeauna prefer să accentuiesc și să pun în valoare tradițiile românești. Trebuie înțeles că întotdeauna ce vine de import nu ne bucurăm doar așa, e încă mai am încă un prilej de bucurie. N-am nevoie de motive exterioare. Bucuria o simți în fiecare zi, celebrezi dragostea în fiecare zi, bucuria vieții. Nu trebuie să vină mărțișorul să-ți dai seama că de fapt totul reînvie. Dar trebuie înțeles că aceste tradiții trebuie trăite, mai puțin varianta asta comercială, pentru că Sfântul Valentin a fost special creat pentru a se mai vinde câte ceva, dacă vrea, cine vrea să observe lucrul ăsta, îl observă, cine nu, asta e, dar trebuie să fii mult mai profund, să analizezi ce se află în spatele unui obicei sau a unor, să zic așa, tradiții de import, știi?
Orice ocazie de a sărbători iubirea este binevenită atâta vreme cât e autentică, evident. Da, da, și care trebuie și, trăită, da, nu doar... Și evident să nu uităm de tradițiile noastre, pentru că și cele de import, dacă privești prin prisma faptului că ești un om pozitiv și accept, și sunt foarte bune, dar să nu uiți și de tine și de sufletul tău, de unde, ce aparții tu. Și e o sărbătoare care pe mine mă bucură foarte mult și care mă impulsionează și îmi dă un imbold. Un imbold, exact, că vine primăvara. Yes, vine primăvara și bucuria aceasta parcă o face să sărbătoarea asta și mai frumoasă decât ar trebui să fie. Vine și mărțișorul, vine și o martie. Simbolul mărțișorului păstrat din Străbun, firul alb și roșu, roșul simbolizând dragostea, albul, puritatea, cele două îmbinate, creând unitate și armonie, da? Știi care e legenda lui Dragobete? Chiar te rog să n-o spun. am citit și eu acum vreo zi, două. Dragobete acesta era fiul Dochiei, se zice, și era un bărbat foarte frumos, un fel de Cupidon al nostru. Așa? Care zăpăcea toate fetele în satul lui și i s-a dat rolul de a purta acest simbol al dragostei. Și de acolo a rămas el, ca Dragobete, un fel de zeu al iubirii la român, da. Și se sărbătoria tot timpul în satele noastre. Nu mai știu exact cum, bine, sunt diferențe de la o regiune la alta, dar s-a sărbătorit în permanență și se întâlneau băieții cu fetele și chiar se spunea că dacă nu ești iubit în ziua de Dragobete, dacă nu ești cu persoana pe care o iubești, tot anul o să-ți meargă prost din punctul ăsta de vedere. Deci trebuia neapărat să fii cu iubitul tău în ziua respectivă. Era o trebuință la vremea respectivă. Și acum, dacă tot la fel, probabil mulți țin tradiția aceasta. Vreau să spun în legătură cu dragobetele și cu iubirea în general. Am descoperit eu că cel mai bun mod de a iubi un om sau de a fi iubită este atunci când sunt echilibrată și sunt fericită cu mine însă. Când mă descoper pe mine, îmi descoper și partea feminină și masculină, le integrez și mă echilibrez, sunt cea mai atractivă și simți că radiez. Simt că radiez și îmi dau seama că așa ar trebui să fie și evident, nu pot să mă îndrăgostesc decât de o persoană care e la fel de completă, de... Este vorba de atracția vibrațiilor, probabil, să fii pe aceeași frecvență cu persoana iubită. Și atunci iubirea înflorește și într-adevăr este ceea ce trebuie să fie. Altfel, e doar un fel de cerșală, un fel de obișnuință, poate, la un moment dat, sau... Nu trebuie să faci acele compromisuri, exact, de dragul persoanei, să te schimbi tu ca să fii, exact, pe plac, exact, exact. Pentru că cine te iubește cu adevărat te iubește așa cum ești, exact. Nu trebuie să disimulezi, exact, pentru că această disimulare duce în timp la îmbolnăvirea ta și o să vezi că însăși relația nu o să mai dureze, pentru că poți să joci teatru o perioadă scurtă de timp, dar nu o viață. Și în momentul ăla apar frustrările, apar, exact, frustrările tale, pentru că parcă ți-ai dori altceva și n-ai fost în deplinătatea manifestării tale, nu ai fost lăsat să te... tu singur te-ai autocenzurat, da? Pe de altă parte, constați că poate partenerul tău, partenera ta are alte viziuni și privește altfel lucrurile. Dar tot de dragul tău a făcut și el la rândul său anumite compromisuri. Deci dragostea adevărată presupune o unitate în gândire, în simțire, exact, în comunicare, exact, să poți să comunici orice subiect, să respecti punctul de vedere al celui de lângă tine, chiar dacă el poate gândește altfel, uneori și contrariile se spune că se atrag. Și clar, în arealul acesta, oamenii știu să iubească. Oamenii, acum, în ultimii ani, au mai uitat, fiind influențați de diferite surse, mai mult sau mai puțin
bune și au cam uitat să iubească așa cum ar trebui. Pentru că, țin minte, când eram mică și mergeam la bunica la țară, era o armonie în absolut tot ce era acolo. Ei se înțelegeau foarte bine, mai aveau și probleme, dar totuși era un tot, era o completare. Exact. Ceea ce oamenii au cam uitat în ziua de astăzi, fiind atât de influențați de tehnologie, de tot felul de alte tentații. De alte tentații. Tentații, exact. Fiind influențați. Și atunci s-a schimbat foarte mult și în armonia per total a regiunii de aici. Pentru că e foarte important. Trebuie să înțelegem că fiecare din noi este responsabilă pentru această evoluție universală. Deci fiecare din noi are un rol. Totul pleacă de la acea mică picătură, de la acea mică unitate care se integrează în Marele Ocean. Da? Fiecare vibrație a noastră adunată creează o atmosferă generală, da? Dacă tu te simți bine și radiezi la locul tău de muncă, în orașul tău, în familia ta, alături de tine mai sunt și alte persoane, automat ceea ce noi radiem, da? Se reflectă și asupra societății din zona respectivă. Da? Astfel se explică de ce anumite sate, orașe, regiuni prosperă, iar altele rămân în urmă, știi? Și aici mi-aduc aminte cu plăcere ce am remarcat când am fost în Turcia. Mergând în Turcia, am observat zâmbetul oamenilor. Deci acolo sunt zone, pot să spun, sărăcăcioase, dar atitudinea omului, faptul că el îți zâmbește, și nu vorbesc de angajatul dintr-un resort care îi se impune, să zici oarecum, că domne, pentru asta e plătit. Nu, am observat asta și în afară. Și având ei acest fel optimist de a fi, zâmbitor, prietenos, iată că se reflectă și asupra creșterii economice. Deci aici e interesant că au început să prospere. Îți dai seama ce avantaj ar fi dacă fiecare din noi ar conștientiza de această forță extraordinară, dintr-un gest atât de mărunt, doar să fii atent, să fii conștient și să fii bun, să fii radiant. Cât s-ar schimba România? Da. Da? Cât am câștigat cu toții? Să uităm de probleme, da, și de... Exact. Să ai o altă abordare asupra acestor evenimente din viața ta care sunt mai puțin plăcute și să le iei ca pe niște încercări care te ajută pe tine să te autodepășești, înțelegi? Să faci acel pas evolutiv firesc, pentru că în momentul în care te lași dobărât de necazuri, pici în depresie, vibrația ta scade, totul se propagă și uite... Cred că a sosit momentul să ne eliberăm de problemele acestea și să ne dăm seama și să apreciem ceea ce este mai important. Sufletul nostru este important, în primul rând. Noi suntem importanți, nu suntem nimeni. Da. Clar nu suntem nimeni, suntem o forță extraordinară atunci când ne unim în special. Și cred că e momentul când ne uităm în jur și vedem situația care este... Din toate punctele de vedere, este momentul să ne trezim, să ieșim din mocirlă și să ne trezim, să revenim pe culmile munților, la propriu și la figurat, dacă se poate. E, uite, acum o să te invit să ne reamintim din nou, să te ascultăm cântând acea melodie extraordinară dedicată primăverii, trezirii, da? Dar și a dragostei. Deci te las pe tine să ne mai încânți. Da, chiar mă gândeam ce să cânt de Dragobete. Bineînțeles că mai este încă o melodie de care am vorbit înainte. Și tot melodia aceasta, Visul din Crai, mi-a venit pe locul întâi și am zis că trebuie neapărat să o cânt din nou. Da. E melodia mea preferată. Chiar a început să-mi placă și mie foarte mult. La cât de critică sunt, tot găseam eu ceva care e neregulă. Și probabil că sunt multe chestii neregulă. Ești o perfecționistă, am înțeles. Încerc.
și o dedic tuturor îndrăgostiților și dragobeților. Am visat ieri că m-ai așteptat, ochii mei triști s-au înseninat, amândoi calmi cu iubire ne-am privit, căci era un vis ce s-a împlinit. Aveam flori în plete și rochii de nea, și încercând să mă apropii, trupul-mi tremura, bătea un vânt cald și păsări ciripeau printre triluri minunate, parcă îmi spuneau să fii ca floarea pe creste crescând, să zbor către zare mereu tot cântând, trasam fără știre, tăcută un hotar, pășind încet spre altar. Plângeam, eram fericită că totuși mai speram. Era noapte afară și stele străluceau în lucirea mețitoare, parcă mi-aminteau să fii ca floare pe creste crescând, să zbor către zare mereu tot cântând, trasasem în vis fericită un hotar, pășind încet spre altar. De stâncă și brazi, iar inima îmi bate mai tare și îmi spune: iubește viața, trăiește doar azi, iar mâine un soare frumos va apune. Că suntem legați de cordoane infinite, nu suntem străini, nici bogați, nici săraci, doar ura și vrajba ne transformă în ținte, dar cântecul inimii se aude în veci. Oh, asta a dat surpriză. Nu știam dacă îl vei mai cânta în această emisiune, având în vedere că și data trecută l-ai cântat. Îți mulțumesc foarte mult. Cu siguranță i-am cântat și pe telespectatorii această melodie. Ți-am spus, ai curajul să o cânți cât mai des, pentru că este un cântec pe care tu l-ai primit fiind acolo sus în munte. E un cântec inspirat în toată regula. Deci, într-adevăr, toți creatorii au acest culoar deschis cu divinitatea și în anumite momente se deschide această sursă extraordinară și se revarsă către noi. Conotația este, poate fi interpretată într-adevăr și de dragoste, dar este și una sacră de inițiere. Exact. Îți mulțumesc foarte mult. Aș vrea acum să te rog să mai vii la noi la București, să te mai desprinzi de cuibușorul tău de vulturi de acolo din Bușteni și să vii alături de noi, să ne mai încânți. Îți mulțumim pentru cadoul deosebit pe care, mărțișorul pe care ni l-ai oferit, dar și dragobetele frumosul de el. Îți mulțumesc încă o dată. Dumneavoastră vă recomandăm să fiți alături de noi
Și spune, Carmen, ce îți dorești să transmiți? Și eu vă mulțumesc că m-ați invitat și vă invit să facem o emisiune pe munte. Da, ar fi să facem. Extraordinar, ar fi o idee nemaipomenită. Ar fi chiar în centrul energiei. Să luăm când camera se mai încălzește, și evident. Să filmăm exact și pe munte. Rețineți, schimbă-te pe tine și lumea se va schimba. Iar alături de noi, în călătoriile inițiatice, ai șansa să descoperi într-adevăr cine ești. Pentru toate informațiile puteți intra pe site-ul nostru, pe travelinfinit.ro, și atunci veți observa toate surprizele pe care le-am pregătit pentru dumneavoastră și pentru noi. Îți mulțumesc, Carmen, o seară plăcută!